mai multe variante de scenariu, vreo 10 sau 11. Cert e că primele 10 nu semănau deloc cu 11, erau cu totul altceva, dar toate aveau aceeași poveste a unui bărbat confuz și toate doreau să spun același lucru, practic. Povestea unui bărbat, ca mulți cred, sper, că nu. Așa. Noi fi tu singurul. Noi fi tu singurul, exact. Da, să fie așa, această perspectivă masculină asupra relațiilor de astăzi. Am fost sunată de Simona Ghiță, mai dădusem un casting de mult la Paul Negoescu și mi era puțin antipatic personajul, dar după aia l-am îndrăgit foarte tare și acum chiar suntem prieteni și țin mult la el și la Ana. Și cred că cel mai mult am lucrat la scena în care trebuia să mănânc roșii și imediat ciocolată și roșii și a fost așa un pic mai dificilă. Și a mai fost o scenă de noapte pe care Paul a tăiat-o. În ploaie, ne-am chinuit la lejer, unde trebuia să mai apară și un regizor de film. Paul e destul de ferm, e blând așa, dar ca o piatră, în sensul că nu se dă. Nu ai ce să discuți cu el. Trebuie să obțină, ce vrea el să facă. Asta obține și cred că singurul moment mai dificil care trebuia să arunc cu mingea în pat, trebuia să arunc cu mingea la final și nu reușeam. Trebuia să zic și o replică și să arunc cu mingea și era prea mult pentru mine. Nu. Cred că după vreo 5-6 duble s-a oferit cineva, Radu, producătorul nostru, să arunce el cu mingea și a aruncat foarte bine și atunci i-am dat și eu cu mingea în capul lui Papi. Deci cam ăsta a fost un moment despre care s-a discutat cu mine la filmări. Nu am ceva mai profund, îmi pare rău. Am avut emoții foarte, foarte mari. A fost prima zi, practic, întâlnirea de la pregătire între mine și profesor, unde nu aveam foarte multe vorbe, dar eram pur și simplu transformată. Adică eram, nu, Ana care mă știe de mai mult timp, a venit și m-a întrebat dacă sunt ok. Mi-am zis că da, că eu cu Ana și cu Paul suntem prieteni de ceva timp și practic a fost primul film pe care l-am filmat în acest context, adică cu prietenii. Și am fost super stresată să nu dezamăgesc, să nu cumva să încurc filmarea, să nu fac vreo gafă. Asta cu pelicula se referă că n-ai prea multe duble. Și, da, nu știu, m-am simțit foarte bine la două de filmare, a fost o echipă foarte mișto, adică ne-am simțit bine, nu știu, n-am simțit, în afara stresului personal, nu cred că am întâmplat vreo problemă în parcursul filmărilor. Poveste romantică lipsită de romantism, am zis măcar muzica și imaginea să fie romantice. Așa a fost ideea de la început, a lui Paul, a zis, muzica, imaginea a trebuit să fie melancolice, calde, da, un soi de... ne-am inspirat foarte mult de la Woody Allen. Opțiunea peliculei n-a fost a mea, a fost a lui Paul. Și nu știu dacă a primat faptul, aspectul filmului sau disciplina pe platou. Faptul că în peliculă trebuie să fie, când filmezi, trebuie să fii mult mai concentrat decât în sistemul digital. Și cred că noi ne-am chinuit cel mai mult, nu am luat pelicula să-i chinuim pe ei, adică... Tu ai fost la filmări sau doar primeai material? Nu te duci niciodată la filmări sau, mă rog, în cazul ăsta? Nu, aș prefera să nu merg, nu. Nu, că mai, nu, mă influențează prezența mea la filmări. Adică să văd acolo ce se întâmplă pe platou, mi se pare că e... pentru mine greșit. Adică sunt încărcat cu energie de pe platou de care eu nu am nevoie în procesul de montaj. Adică eu trebuie să am materialul și să nu am niciun... să fiu pe zero. Adică să fiu fresh în ceea ce privește chestia asta. Eu întreb lucrurile astea pe care voi le știți și le aveți în voi, deja sunt ADN-ul vostru, dar pentru spectatori cred că e interesant să audă de la voi lucrurile astea. Asta una cu mersul la filmări și a doua... Sunt oameni, sunt montori care merg la filmări. Care sunt un fel de asistenți de regie. Adică au discuții cu regizorul în timpul filmării despre cum decupează, cum văd cadrul respectiv, cum
urmează să taie și așa mai departe. Poate de ajutor pentru unii regizori, dar pe mine nu mă ajută și sper că pe Paul am ajutat nefiind prezent la filmare și pe ceilalți regizori care lucrez. M-am ajuns la casting, am dat destul de multe probe, teoretic, mă rog, cred că există această preconcepție că, mă rog, făcusem două lozuri împreună și era destul de ușor să mă ia în film, dar trebuie să spun că am dat foarte multe probe, cred că am fost ultimul venit în film, chiar a fost un casting foarte serios. Evident că nu voia să mă ia neapărat pe mine, pentru că mai lucrasem împreună și știu această mentalitate a autorilor de film din România, că și un lucru care e bun, că trebuie să dea șanse cât mai multor actori să apară în filme, nu să apară aceiași actori în toate producțiile, dar mă rog, am dat niște castinguri, îmi plăcea foarte mult, foarte, foarte mult rolul, mă rog, sau ce era scris din rolul respectiv, pentru că erau câteva secvențe scrise din film, m-am bucurat foarte mult, eu am lucrat foarte bine cu Paul și la două lozuri și mă rog, succesul unește oamenii, a fost un film cu care a făcut mulți spectatori și îmi doream să mai lucrăm împreună, e unul dintre personajele mele preferate, simt așa un fel de empatie față de personajul ăsta și față de problemele lui. Cam atât. În rest, care era următoarea întrebare? Lucrurile mai complicate din film? Da, mă rog, mă confrunt deseori cu întrebarea asta. Lucruri mai complicate sau întâmplări haioase de la filmare? Și nu prea știu ce să răspund, pentru că tratez filmul cu multă seriozitate. Filmul e un lucru destul de condensat, unde trebuie să fii concentrat, pentru că, mă rog, ce-i filmat e bun filmat și pe nimeni nu mă interesează că tu în ziua aia erai obosit sau, mă rog, ți-era fric sau și așa mai departe. Complicat, de exemplu, a fost faptul că noi mizasem pe o vreme destul de bună, de primăvară așa și nopțile, cel puțin au fost multe filmări de noapte. Cine a filmat noaptea știe ce înseamnă câteva filmări de noapte, de astea sunt extraordinar de obositoare. Și a fost fric de multe ori, foarte fric. Și nu trebuia să se simtă lucrul ăsta. Adică în momentul în care nu scoteai apuri pe gură, era ok. Nu trebuia, da, mai tremurai, mai nu știu ce, dar fără a fi ceva eroic neapărat, dar vreau să spun că nu trebuia să se simtă fricul, trebuia să pari cât de cât relaxat, să vorbesc cu niște probleme, cu niște doamne acolo, mă rog. Dar au fost niște filmări destul de grele la un moment dat și apoi chestia asta ce zicea Paul cu textul pe care îl scria în timpul filmării, erau secvențe lungi pe care trebuia să le învăț câteodată și într-o noapte, bine de tot, e un stres ăsta al actorului când filmează pe pelicula, al actorului român, pentru că mi s-a imprimat de când eram tânăr, de când eram mic, am făcut Marfa și Banii cu Puiu și țin minte, era nenorocire, singura problemă era pelicula. N-avem pelicula. Și presupun că s-a imprimat greșit în capul meu ceva și acum când aud de peliculă, zic, aoleu, e film pe peliculă, ne-am nenorocit, nu știu ce, trebuie să învăț textul, trebuie să fiu nu știu cum, trebuie să nu dau bâlbe și așa mai departe. E stresul actorului român, na, din sărăcie, provenit, presupun economie, sărăcie, dar peliculă, da. Și asta zic, trebuia să învăț textul, era pe peliculă, mă rog, a fost destul de stresant, dar pe de altă parte un personaj minunat pe care l-am integrat, cred eu așa, adică nu știu dacă l-am integrat, dar oricum problemele lui le-am înțeles destul de